Dacă ne dă dreptul să spunem ce este. Dar e fain aici. Aici e liniștit așa. Aici era fain să dormim. Spălarea prin batere. Spălare tradițională. Fără săpun. Se înlocuiește centrifuga. Deci tot secretul este să știi să bați. Asta e. Deci e un sistem aici. Prin împăturire. Se stoarce acum. Iar se clătește. Nu contează că apa are 4 grade. No. Primul pulover e gata. Să vedem la celălalt. Dacă se aplică același sistem sau nu. Acum vine bucata cu pantalonul de training. Se clătește bine. Plasa de rafie se așează frumos pe piatră, se bate de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ori. Se clătește. Se întoarce pe partea cealaltă. Flo nu mai râde. Și din nou se clătește. Se aruncă pe rufele proaspăt spălate. Apoi se bate treningul. Dar sistemul de împăturire e foarte interesant. Se stoarce. Se întoarce pe dos acum. A se reține că acest tip de training are acea plasă pe interior. Se clătește. Și din nou se bate. Se sucește. Se stoarce. Iară se bagă prin apă. Super tare. Cred că e prima dată când am văzut live chestia asta. Na, pe curând. Ciao, ciao. O lăsăm pe tanti să speale rufele mai departe.